Pandurii au renunțat la testul programat inițial cu bulgarii de la Razgrad. Nu puteau refuza un duel cu una dintre cele mai tari echipe din Rusia, Kuban Krasnodar. Gorjenii nu s-au făcut de râs și asta în ciuda faptului că au luat gol încă din minutul 6. Stroma era egalat în repriza secundă, dar pe final piticul Gigel Bucur a făcut ravagii. A marcat cu 10 minute înainte de final, iar colegul său, Mamedov, i-a adus zâmbetul pe față lui Dan Petrescu prin golul de 3-1. Pandurii încheie astfel amicalele din Austria cu un bilanț de 2 victorii, un egal și 2 înfrângeri. Echipa Pandurii are un lot omogen, un lot pe care din punct de vedere valoric nu l-a avut niciodată. Are o conducere de asemenea de un nivel superior. Putem să spunem că nu am avut niciodată un antrenor de nivelul ăsta. Azi dimineață, Pandurii au părăsit cantonamentul austriac și au zburat spre țară. Majoritatea dintre ei vor primi 2 zile libere de la Grigoraș și după stagiul de 12 zile. Să sperăm că pregătirea de aici cumulată cu cea de la Sibiu n-a fost în zadar și așteptăm roadele la începutul campionatului. Grigoraș a primit și o veste proastă în ultimul amical. Pleașcă nu a rezistat pe teren decât 3 minute, după care s-a accidentat și este suspect de ruptură musculară. Oricum ar fi, toată lumea din conducerea Pandurilor are încredere că Grigoraș va găsi cele mai bune soluții pentru noul sezon. Bosul Condescu a stabilit obiectivul echipei, locurile 1-8. Normal că este unul dintre cei mai buni antrenori din România. A demonstrat de-a lungul timpului că pe unde a trecut a știut să formeze echipe, a știut să colaboreze foarte bine cu autoritățile și cu conducerea administrativă a echipelor. Rezultatele au demonstrat, se vede acest lucru și la Târgu Jiu. Grigoraș a sosit pe banca Pandurilor în octombrie anul trecut și are un bilanț pozitiv în mandatul său.